Acest program este sponsorizat de Superbet. Domnișoarelor și domnilor, dragi iubitori de fotbal, bine v-am găsit la Mondial în familie. Eu sunt Ana Maria Popescu. Și eu sunt Pavel Popescu. Și împreună vom prezenta primul quiz show din lume despre campionatul mondial de fotbal. În prima repriză, concurenții trebuie să găsească 5 răspunsuri corecte. Pentru fiecare avem câte 3 indicii. Răspuns după primul indiciu, iei 3 puncte. 2 puncte după al doilea indiciu, 1 punct după cel de-al treilea indiciu. Cine are cele mai multe puncte va conduce cu 1-0 pe tabelă la pauză. La egal, avem scor alb. În repriza a doua, concurenții trebuie să decidă care dintre cele 10 afirmații despre istoria fotbalului sunt adevărate și care sunt false. Fiecare răspuns corect înseamnă un punct, iar cine câștigă proba va pune pe tabelă diferența de scor. Scorul maxim al reprizei a doua poate fi 5-0. Așa că oricine este condus la pauză poate întoarce meciul. Dacă ambii concurenți răspund la fel, punctul se decide printr-un penalty executat de cel care s-a anunțat primul. Pentru că este un show despre fotbal, vom ține scorul cu mingi. Pe lângă titlul onorific de campion mondial, cuplul care va câștiga concursul va merge chiar în Qatar, într-o aventură VIP la unul dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului, Spania-Germania. Pentru echipele care se vor clasa pe locurile 2, 3 și 4, avem câte un televizor de ultimă generație de la Hisense, sponsor oficial al Mondialului din Qatar. Finalistul va urmări meciurile de la Mondial la un televizor LED cu diagonală de 140 de cm. Echipele care vor juca finala mică vor pleca și ele acasă cu un televizor. Sunt cele pe care le vedeți aici în platou. Avem un televizor premium și pentru dumneavoastră, cei de acasă. După ce urmăriți acest episod, intrați pe pagina TVR și găsiți acolo concursul și regulamentul acestuia. Hai să-i dăm drumul. Grupa A, primul meci. Qatar versus Senegal. Hai să-i dăm drumul. În prima repriză se vor duela doar domnii. Primul indiciu vă poate aduce 3 puncte. Pregătiți? Da. Deși juca în Premier League și era titular în Naționala Japoniei, s-a retras la 29 de ani pentru că nu-i mai plăcea fotbalul. Cred că nu și-a făcut efect încălzirea încă. Hai să vedem dacă ne ajută indiciul cu numărul 2. A jucat 7 sezoane în Serie A, fiind campion cu Roma în 2001 și a jucat la 3 campionate mondiale. Nu ne ajută. Nu ne ajută. Eu sunt ferm convinsă că ultimul indiciu o să spună totul. Vă poate aduce o minge. Era poreclit Beckham al Japoniei, fiind un fashion icon în Asia. Te rog, Senegal? Takamura. Din păcate, răspunsul este greșit. Pentru că e vorba de Hidetoshi Nakata. Pare că nu a vrut nimeni nicio minge la prima întrebare, așa e. Porni mai greu motoarele în primul meci, dar hai să vedem a doua întrebare. Această națională este cunoscută sub numele Lei din Teranga. Camerun. Din păcate, răspunsul este greșit. Intră în joc și Senegal. Hai să vedem cel de-al doilea indiciu. În timp ce Qatarul se odihnește pentru următorul indiciu. Este a doua națională africană care a atins sferturile de finală ale unui campionat mondial în 2002, când a învins campioana în titlu, Franța. Africa de Sud? Răspuns greșit. Qatar, poți să reintri și tu în joc, te rog. Senegal, tu ia o pauză. Această națională a câștigat primul său trofeu internațional în 2021, Cupa Națiunilor Africii. Te rog, Qatar? Nigeria. Răspuns greșit. Nu a vrut nimeni să spună Senegal. Păi da, am crezut că mai e un indiciu, că acum știam. Senegalul a
început primul meci de la Mondial în familie cu puține emoții și a uitat istoria, dar nu e niciun fel de problemă. Meciul este încă la început. Hai să mergem la cea de-a treia întrebare. Această națională a înscris primul gol marcat vreodată la un campionat mondial. Te rog, Senegal? Uruguay? Răspunsul este greșit. Părea că ne întreabă. Uruguay? Senegalul ia pauză. Qatarul revine. Exact. Pentru al doilea indiciu. A cucerit un titlu mondial, deși în calificările pentru acel turneu final a făcut egal cu Luxemburg, 0-0. Nu. Senegal, poți să ridici și tu mingea și să vedem dacă la cel de-al treilea indiciu punem și noi o minge pe stativ. Este naționala cunoscută sub numele de Cocoșul Galic. Qatar, te Franța. Rog. Franța! Da, bine, lucrurile se pot schimba mai mult. Mai avem două întrebări. Hai să vedem. Prima întrebare. Este antrenorul cu cele mai multe meciuri pe banca unei singure naționale. 228 de meciuri. Hai să vedem indiciul cu numărul 2, care vă poate aduce două minci. Poreclit, El Maestro. Cariera lui de antrenor a durat peste 40 de ani, 17 dintre ei ca selecționer al Uruguaiului. Îmi pare că n-a jucat pe partea noastră. Hai să vedem unde a antrenat. A antrenat Uruguay la 4 mondiale diferite. 1990, 2010, 2014 și în 2018. Nimic. Este vorba de Oscar Tabárez. Hai că știați de el. Ați auzit de acest domn auzit, care... Am auzit de el. Da, pare că nu este printre favoriții dumneavoastră. Da, chiar ce antrenori favoriți aveți? Că eu știu de Mourinho, Guardiola, mai zici și tu altul. Hagi. Gheorghe Hagi. Eu cu fotbalul Daniel mai prin pauze. Hai să trecem la ultima întrebare. A debutat pentru România la Cupa Mondială pe 14 iunie 1990 în meciul Camerun-România, scor 2-1. Vă ajut eu cu încă un indiciu. În 2003, legendarul Pele l-a inclus pe lista celor mai buni 125 de jucători în viață la gala FIFA. Timpul a expirat, Qatarul ezită acolo. Cred că mai are nevoie de încă un indiciu. Singurul jucător român care a jucat pentru Real Madrid și FC Barcelona. Apelăm la VAR. Îmi spun colegii din cameră. Qatarul a răspuns cu o milisecundă înainte. Wow, ca un fotofinish de la atletism. Te rog, Qatar, să-mi dai răspunsul. Gheorghe Hagi. Fix Gheorghe Hagi! Felicitări! Qatar, poți să pui o minge pe stativ. Și aplauzele din spate sunt și pentru răspunsul corect și pentru cariera fabuloasă a lui Gheorghe Hagi. Cu acest ultim răspuns am ajuns la finalul primei reprize cu scorul 1-0 pentru... Pentru Qatar! Mergem numai decât la vestiară pentru pauza de reinhidratare și ne întoarcem aici în platou pentru cea de-a doua repriză. Mă numesc Tăptan Gabriel, lucrez în domeniul Horeca și sunt suporter al echipei Rapid București. Mă numesc Andrei, am 20 de ani și îmi place fotbalul. În prima repriză îmi pare rău că nu am putut să fac mai mult. Prima repriză depindea doar de mine și sunt foarte supărat. Senegal mi s-a părut un adversar extrem de bun. Mă numesc Peptan Elena, lucrez în domeniul fast food. Bună, mă numesc Esther, am 20 de ani. Ca și hobby-uri, în timpul liber fac hostess, dacă se pune, și modeling în general. Mi se pare foarte tare să reprezint Senegalul, mai ales că are un steag super colorat și drăguț din câte puteți vedea. O să mă machiez și eu, cred că, cu ceva roșu. Am revenit aici, sunt pregătită pentru cea de-a doua repriză. A, dar eu nu joc. A, eu am venit să prezint? Poți să faci încălzirea în locul jucătorilor. Da, pot să fac încălzirea în locul jucătorilor, pentru că avem aici 5 afirmații pentru domn și vrem să vedem dacă sunt adevărate sau false, pe baza cunoștințelor lor, bineînțeles. Dar ce e cel mai interesant, că în această rundă intră și doamnele în joc. Până atunci... Să începem cu domnii. Prima afirmație. Luis Suarez este golgheterul Uruguaiului la campionatele mondiale cu 7 goluri. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Este vorba de Oscar Miguez cu 8 reușite. Foarte hotărâți au început această repriză. Senegal a ridicat totuși primul steagul și asta înseamnă că are dreptul să bată un penalti la final.
Da. Hai să vedem cea de-a doua afirmație. Olanda este țara care a terminat de cele mai multe ori pe locul 2 la campionatul mondial. Adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Germania are 4 locuri 2. Despre Germania era vorba aceea. Ești sigur că au terminat meciul după ce s-au urcat în autocar? Și nu? Mai știu și că Senegal a deschis scorul. A deschis scorul și trebuie să pună o minge pe stativ. Cea de-a treia afirmație. Flavius Domide a fost singurul jucător de la UTA din lotul României la campionatul mondial din 1970. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. A fost în lot și bă, Gheorghe Gorbe. Senegal contează din nou. Te rog să pui o minge pe stativ. Avem un penalti totuși, nu? Mie asta îmi place la fotbal. Partea cu penaltiurile, chiar dacă aleargă băieții 90 de minute, degeaba se termină 0-0. Penaltiurile sunt spectaculoase. Așa o să se întâmple și aici. Mergem mai departe, cea de-a patra afirmație. Campionatul mondial nu a fost organizat în 1942 și 1946 din cauza celui de-al doilea război mondial. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este adevărat. Bă, asta o știam și eu. Qatar contează în această repriză. Te rog să pui o minge pe stativ. Și ultima afirmație pentru domn. Portarul cu cele mai multe mingi apărate într-un meci de la Cupa Mondială este Lev Yashin. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Fals. Este vorba de Tim Power. Qatar egalează scorul după ce a dat răspunsul corect. Ai pus încă o minge pe stativ. Felicitări și acum partea mea favorită. Doamnele, intră în scenă să le aplaudăm. Doamnelor, da. Pregătite? Da. V-ați făcut temele? Prima afirmație. Uruguay a jucat doar un meci pentru calificarea în grupa finală de 4 la Cupa Mondială din 1950. Surprinzător! Afirmația este adevărată. Franța s-a retras înaintea turneului, astfel că Uruguay a jucat doar cu Bolivia și a câștigat cu scorul de 8-0. Qatarul este cel care a ridicat prima dată steagul și are dreptul să execute un penalti la final. Și acum cea de-a doua afirmație. Ambele semifinale ale Cupei Mondiale din 1930 s-au terminat cu același scor, 6-1. Răspuns corect pentru Qatar. Afirmația este adevărată. Qatar, te rog să pui o minge pe stativ. Afirmația cu numărul 3. Austria nu a participat la Cupa Mondială din 1938 din cauza... Uite că doamnele știu deja. Știu deja, dar n-au răspunsul corect. Pentru că afirmația este adevărată. Austria nu a participat la Cupa Mondială din 1938 din cauza Anschlussului. Ambele reprezentative au răspuns fals, întrucât Senegal a răspuns prima, va executa un penalti. Și mergem mai departe, te rog. Germania și Japonia au refuzat să participe în preliminariile Cupei Mondiale din 1950 pentru a se reface după război. Afirmația este falsă. Cele două țări nici măcar nu au fost invitate să participe la calificări. Ați răspuns greșit, dar Senegalul a fost cel care a dat primul răspunsul și asta înseamnă că îți mai treci încă un penalti în cont. Super. Și acum ultima afirmație. Singurul gol primit de Olanda la Cupa Mondială din 1974 până în finala cu RFG a fost un autogol. Și pe asta o știați. Din 74 până acum. Am citit tot, v-am zis. Ați citit tot, ați cormonit toate arhivele despre fotbal din lume. Afirmația este adevărată. Ruud Krol în victoria cu 4-1 în fața Bulgariei. Senegal a ridicat prima steagul și are de executat încă un penalti. Și acum deliciul acestei emisiuni, partea de penaltiuri. Hai să vedem, domnii sunt cei care intră primii în scenă. Hai să vedem galeriile, sunt aici în spate, susțin favoriții! Familie și în alte sporturi. Graba strică treaba, exact. Arbitrul nu a fluierat. Golul este anulat și vom repeta acest penalti. Hai să vedem. Asta, schema asta o știu și eu. E sigura pe care o știu. Hai să vedem.
acum intră doamnele în scenă să vedem dacă sunt la fel de puternice. Qatarul are de executat un penalti, în timp ce Senegalul are de executat 3 lovituri de la 11 metri. Sunt foarte curioasă cât ați ieșit să bateți mingea în spatele blocului, așa pe Maidan ca pe vremuri. Nu știu dacă se mai poartă, nici măcar copiii nu mai aleargă, în fine, să ne întoarcem la ale noastre. Pregătită toată lumea? Să-i dăm drumul! Să nu dai în față! Qatarul marchează și pune o minge pe stativ. Hai să vedem în uralele dumneavoastră și voi cei de acasă puteți să vă susțineți favoriții aici la Mondial în familie. Vezi că dacă le dăm pe toate trei, câștigăm meci. Ratare pentru Senegal la primul penalti executat, dar mai are încă două șanse. Hai să vedem cea de-a doua lovitură. Bravo! Niciodată comentator de fotbal, stați liniștiți. Cert este că Senegal a înscris și are dreptul să pună o minge pe stativ. Și ultima lovitură a acestui meci. Bine! O transformare! Senegal marchează și din ultima lovitură. Te rog să pui încă o minge pe stativ. Repriza secundă a fost egală, așa că scorul final este 2-1. Pentru? Qatar. Pentru Qatar! Am ajuns și la loviturile de departajare. Am ridicat steagurile mai mult pe intuiție. A doua repriză a fost destul de incendiară, să-i spun așa. A fost scorul foarte strâns. A depins de mine schimbarea scorului. Și îmi cer scuze față de debutul meu, că n-am încercat să dau mai mult de mine, să pot să dau toate cele trei goluri. Felicitări! Cel de-al doilea meci, grupa aici la Mondial în familie. Domn Popescu, pe cine avem astăzi? Astăzi avem pe Qatar împotriva Olandei. Domnilor, doamnelor, pregătiți, antrenați? Da. Antrenați, că nu venim așa la Mondial în familie fără teme făcute. Absolut. Hai să vedem, în prima repriză se vor duela domnii. În primul meci de la Mondialul din 1990, au învins surprinzător campioana mondială cu scor 1-0. Iran? Olanda? Iran? Răspunsul este greșit. Ești blocat pentru următorul indiciu, care sună cam așa. Este naționala africană cu cele mai multe calificări la mondiale. Te rog, Qatar? Nigeria. Încă un răspuns greșit. Te rog să lași mingea jos. A reintrat Olanda în joc. A învins naționala României cu scor 2-1 la Cupa del Mondo 1990 prin golurile lui Roger Milla. Camerun. Camerun, este vorba de Camerun. Te rog să pui o minge pe stativ. Qatar, reintri în joc pentru următoarea întrebare. Indiciul de 3 puncte. Mijlocaș dreapta care a jucat cu Angola la Mondialul din 2006, dar și în prima ligă din România. Indiciul cu numărul 2. A fost campion al României chiar la primul sezon, în 2006-2007. Eu sunt ferm convinsă că acest domn nu a jucat la una dintre echipele favorite ale domnilor. Hai să vedem. Ultimul indiciu. Dinamo l-a cumpărat din Angola imediat după campionatul mondial din 2006. Este vorba de Zecalanga. Da, și acum 8 peste cap, știam. Mergem la a treia întrebare? Primul indiciu. Această echipă națională a jucat 6 finale de campionat mondial, participând la 18 ediții. Te rog, Olanda? Brazilia. Răspunsul este greșit. Ești blocat pentru următorul indiciu. A pierdut prima finală de campionat mondial, decisă la loviturile de departajare contra Braziliei.
N-avem un răspuns. Ezită acolo Qatarul. Hai, te rog, Olanda, intră și tu în joc pentru ultimul indiciu al acestei întrebări. Deși a fost campioană mondială de 4 ori, nu s-a calificat la acest campionat mondial. Am început să sună mingile aici. La tău, te rog, Qatar, ești primul care ai dreptul să răspunzi. Germania. Răspunsul este greșit. Olanda. Italia. Italia, este vorba de Italia. Te rog să pui încă o minge pe stativ. Și mergem la cea de-a patra întrebare. Indiciul de 3 puncte. Singurul belgian care a primit titlul de cel mai bun tânăr fotbalist la un campionat mondial. Te rog, Olanda. Kevin De Bruyne. Răspunsul este greșit. Qatar. Te rog să reintri în joc. Un mijlocaș ofensiv care a participat la 4 campionate mondiale cu Belgia între 1986 și 1998. Hai că mai avem o șansă. Olanda, poți să ridici mingea. Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Anderlecht în anii 80 a marcat împotriva Stelei în semifinalele Cupei Campionilor din 1986. Poate că suntem fani sau poate nu, Enzo Schifo. Știați de acest domn, sunt ferm convinsă. Hai să mergem și la ultima întrebare. Este primul fotbalist care a atins 100 de prezențe în naționala Argentinei. Cel mai cunoscut meci al său a fost la Mondialul din 1998 contra Angliei, când un conflict al său cu Beckham a dus la eliminarea englezului. Te rog, Olanda. Gabriel Batistuta. Răspunsul este greșit. Hai să vedem indiciul care poate aduce 2 puncte. Are una dintre cele mai cunoscute porecle din fotbalul mondial, El Cholo. E acolo, dar nu știm încă. Și hai să la vedem. Cu numărul 3. Exact. Olanda, ridică mingea. Din 2011 o antrenează pe Atletico Madrid, care a fost de 2 ori campion al Spaniei. Diego Simeone. Exact, Diego Simeone, care aduce încă o minge pe stativ Olandei. Acestea fiind zise, am ajuns la finalul acestei reprize și scorul este 1-0 pentru Olanda. Bună ziua, mă numesc Ionuț Panait, sunt inspector Securitate și Sănătate în Muncă. Este în strânsă legătură cu Olanda, deci cum s-ar spune, mi-a venit mănușa această țară. Prima repriză am început destul de bine. Adversarii sunt foarte buni. Numele meu este Laura Panait, lucrez în învățământ. Despre atmosferă, delightful. Totul de la public, oamenii care prezintă, au la ei cuvintele, au acel vibe plăcut și te face cumva să intri într-o atmosferă din aceasta de joc, în aparat de competiție. Prima repriză a fost puțin mai grea, pierzând cu 1-0. Adversarul mi s-a părut foarte, foarte bine pregătit. Hai să începem și repriza a doua. Domn arbitru, îi dăm cu fluierul. Perfect, domnii sunt pregătiți, au panioanele. Să vedem dacă au la dânsii și răspunsurile la aceste afirmații, care sunt adevărate sau false. Să vedem, prima afirmație pentru domn. Dumitrache și Lucescu au marcat golurile singurei victorii a României la Cupa Mondială din 1970, încheiată cu scorul de 2-1 cu Cehoslovacia. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Dumitrache și Sandu Neagu au marcat. Dar totuși, domnii mai au o șansă, pentru că avem și penaltiuri la final și Qatarul va executa un penalti. Hai să mergem mai departe. Cea de-a doua afirmație. La Cupa Mondială din 1970, Pele a devenit primul jucător cu 3 titluri mondiale câștigate. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este adevărat. A mai câștigat și în 1958 și în 1962. Și asta înseamnă că echipa Qatarului pune o minge pe stativ. Cea de-a treia afirmație. Numele tușierului care a acordat celebrul gol al lui Hurst în prelungirile finalei din 1966, Anglia RFG 4-2 este Tofik Bahramov. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este adevărat. Nimeni nu a dat răspunsul corect, dar Qatar are dreptul să bată un penalti la final. Cea de-a patra afirmație. Transatlanticul care a dus naționala României la prima ediție a Cupei Mondiale în 1930 se numea Conte Verde. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este adevărat. Felicitări, Qatar!
Dar înainte să pui o minge pe stativ, te rog frumos să-mi spui mai multe detalii despre acest transatlantic pe nume Conte Verde. De unde să știți asemenea informație? Cât ați navigat pe internet ca să aflați? Mult. Mult și bine. Mult și bine. Vă dați seama în 1930 cam câte zile, cât timp au plecat înainte și s-or fi antrenat? Cu 28 de zile înainte. 28 de zile. Nu mă așteptam. Nici eu. Felicitări, doamna! Hai să ne întoarcem la treaba noastră. Te rog, Qatar, să pui o minge pe stativ și felicitări! Ultima afirmație pentru domn. Să vedem dacă este adevărată sau falsă. Olanda a fost prima națională din Europa care a jucat o finală de cupă mondială în America de Sud. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Este vorba de Cehoslovacia în 1962. Qatarul a fost cel care a ridicat primul fanionul. Asta înseamnă că are dreptul să bată un penalti la final. Dar până atunci intră doamnele aici la firul ierbii. Prima afirmație. În 1978, Tunisia a devenit prima națională africană care a câștigat un meci la Cupa Mondială. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată, iar scorul a fost 3-1 cu Mexic. Eu n-am fost atentă, trebuie să recunosc. Problema mea cu detaliile, cine a ridicat primul steau, chiar dacă răspunsurile au fost greșite amândouă. Eu înclin să spun că Olanda a fost prima. Olanda are de executat un penalti pentru doamne. Mergem mai departe. Suedia a fost prima țară gazdă a unei cupe mondiale care s-a calificat în finală. Adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Qatar, te rog să pui o minge pe stativ. Mergem la cea de-a treia întrebare. În prima finală a cupei mondiale, în 1930, s-au folosit mingi diferite în fiecare repriză. Stai puțin, că aici Olanda pare că a citit din aceeași carte ca și Qatarul. Ați făcut meditații împreună? Că, doamnă, prea ați fost rapid așa și ați mai dat și răspunsul corect. L-am simțit. Am înțeles, aici mergem mult pe simț. Afirmația este adevărată. În prima repriză, mingea aleasă de argentinieni. În cea de-a doua repriză, mingea aleasă de uruguaieni. Hai să vedem ce mai avem. Peruvianul Teofilo Cubilas a fost primul jucător care a marcat cel puțin 5 goluri la două ediții diferite ale Cupei Mondiale. Și Qatar dă răspunsul corect într-un timp foarte scurt. Inclusiv domnul din Qatar a făcut ochii mari, surprins fiind de acest răspuns. Te rog, Qatar, să pui o minge pe stativ și mergem mai departe. Scoția s-a calificat de 8 ori la Cupa Mondială, dar nu a reușit niciodată să treacă de prima fază a competiției. Afirmația este adevărată. Răspunsurile nu au fost cele așteptate, să spunem, din partea doamnelor. Cu toate acestea, Qatar mai execută un penalti. Și gata, aici se încheie cea de-a doua repriză. Așa că putem trece la penalti. Hai să vedem ce se întâmplă la penalti. Ai trezită. Hai să vedem, au fost date ultimele indicații înainte de executarea penaltiurilor. Să vedem ce se întâmplă în teren. Felicitări, Qatar transformă primul din cele trei penaltiuri. Încă două șanse pentru Olanda să apere. Și să vă dau recompensa pentru primul penalti. Vă rog să puneți o minge pe stativ, Qatar. Și acum, ultimul penalti al băieților. Puțină atmosferă și încurajări! 2. Apere Olanda! Qatar, te rog să pui încă o minge pe stativ. Și vă rog, predați mânușile doamnelor care vor intra în scenă. Olanda are de executat două penaltiuri, Qatarul 1. Doamnelor, pregătite? Da. Șutează! Dar ratează! Hai să vedem, mai are încă o șansă. Cunoștințele
Au zis să ne testeze și doamnele viteza de reacție. Încă ne calificăm, pare. Hai să vedem. Ultimul penalti al acestui meci, doamnelor. Jucată Qatar și înscrie, te rog, Qatar, să pui o minge pe stativ. Dacă în prima repriză am pierdut cu 1-0, în a doua repriză am revenit și am și condus, cum se spune în fotbal, remontada. Am pierdut meciul cu Qatar tocmai pentru că adversarul s-a dovedit mai puternic. Scorul cele de-a doua reprize este 5-0 pentru Qatar, ducând scorul final la 5-1 pentru Qatar. Acestei ediții, în continuare, suntem Ana Maria Popescu și Pavel Popescu și vă prezentăm Mondial în Familie. Avem alături de noi și echipele din acest meci, Ecuador versus Olanda. Începem? Începem! Prima întrebare, indiciu de 3 puncte. Capitanul campioanei mondiale din 1978 a jucat și a antrenat la această echipă. Indiciu numărul 2, avem nevoie de el. Porecla echipei este milionari. A jucat. Te rog, Olanda? Peñarol. Răspunsul este greșit. Avem un singur indiciu pentru o minge. A câștigat Cupa Intercontinentală după ce a învins-o pe Steaua București. Indiferent câte calcule a făcut aici, nu a găsit răspunsul corect, care era River Plate. Cum să nu știți, domnilor, de milionari aceștia, celebri? Primul antrenor din afara Marii Britanii, care a condus Anglia la un turneu final al Cupei Mondiale. Fabio Capello. Din păcate, răspunsul este greșit. Ecuador, te rog să lași mingea jos. Ești blocat pentru următorul indiciu, care sună cam așa. Primul antrenor din istorie care a reușit eventul în 3 țări diferite. Te rog, Olanda. Carlo Ancelotti. Răspunsul este greșit. Cu același semn de întrebare. Ecuador, te rog, ai dreptul să răspunzi la ultimul indiciu. Și a început cariera de antrenor în Suedia. Apoi a mai antrenat în alte 9 țări. Roy Hodgson. Răspunsul este greșit. Este vorba de Sven-Goran Eriksson. Rămânem fără mingi în continuare, dar avem cea de-a treia întrebare. Vedeta naționalei sale la Cupa Mondială din 2002 a fost trimis acasă după primul meci în faza grupelor. 1-3 cu Spania pentru că și-a insultat antrenorul. Pentru 2 puncte. Născut la Maribor, a câștigat titlul în Portugalia atât cu FC Porto, cât și cu Benfica Lisabona. Larsson. Răspuns greșit. Te rog să pui mingea jos. Ești blocat pentru următorul indiciu. Este cel mai bun marcator cu 35 de goluri din istoria naționalei care a eliminat România la barajul pentru campionatul mondial din 2002. Nu, ai ciocănit în minge, nu, da, nu, așteptam să zic răspunsul corect. Dar nu zice nimic, nu. Nu zice nimic, ia să vedem, poate zice domn Popescu. Este vorba de Zlatko Zahović. Din Slovenia. Slovenia. Atât, Slovenia. Am elucidat misterul, știm de unde este domnul. Și mergem mai departe în căutarea celor 3 puncte. Echipa națională, care a fost neînvinsă în 2002 și 2003, legând 20 de meciuri fără înfrângere. Brazilia. Răspunsul este greșit. Normal, pentru că auzi victorii, te gândești la Brazilia.
Dar nu este ea, să vedem, pentru două puncte. Singura națională de fotbal din lume, al cărui goalgetter all time, are o înălțime de peste 2 metri. Nu avem niciun răspuns, îți dai seama. A pierdut finala Euro în 1996 cu Germania prin golul de aur al lui Oliver Bierhoff. Este vorba de Cehia și golgetul este Ian Kolar. Cu răspuns corect, pune o minge pe tine. Un indiciu care aduce 3 puncte. Singurul antrenor din istorie care a câștigat Cupa Mondială, Euro, UEFA Champions League și Cupa Intercontinentală. Calcule, 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 dar n-avem calcule. Niciun răspuns. Și calculăm și cel de-al doilea indiciu. Hai să vedem ce iese de aici. La nivel de echipe de club, a antrenat doar Real Madrid și Beşiktaş Istanbul. Își măsoară pașii Ecuador și cu toate acestea mai are nevoie de încă un indiciu. Între 1999 și 2003 a fost antrenorul echipei galactice a lui Real Madrid. Galactica, Fabio Capello? Răspunsul este greșit. Pentru că era vorba de Vicente del Bosque. Felicitări pentru acest domn care a antrenat Galacticii. Și aici se încheie prima noastră repriză. 1-0. Salut tuturor, mă numesc Denis Bumbar, din Cluj-Napoca. De obicei, în timpul liber, ca să meargă mână-n-mână cu concursul, citesc foarte mult despre fotbal. Întrebările de la prima rundă sunt pe două tipuri de întrebări. Ori nu o să știu întrebare deloc, ori o să pot să fac 3 puncte sau 2 puncte. În prima repriză s-a simțit un pic, am avut emoții. Mă numesc Buzea Tania, inițial familia mea nu a știut că sunt aici. Miercuri noapte am aflat că o să vin la acest concurs și a fost o decizie pe ultim moment, o chestie super mega spontană și ei mei au aflat astăzi în timpul concursului că eu particip și că este posibil, Doamne ajută, să ajungem în Qatar. Începe repriza a doua. Perfecțiune! Pe durata campionatului mondial din 2010, pe stadioanele din Africa de Sud s-au băut peste 750.000 de litri de bere. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este adevărat. Este echivalentul la peste 3 milioane de beri. Ei, chiar dacă nu ați răspuns corect, Olanda are dreptul să bată un penalti la final pentru că a răspuns prima. Campionatul mondial din Qatar este prima ediție la care se va folosi Goal Line Technology, care depistează automat dacă mingea a trecut linia porții. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Tehnologia a fost folosită pentru prima dată la Cupa Mondială din 2014. Ecuador a dat răspunsul corect și are dreptul să pună o minge pe stativ. Cea de-a treia afirmați. Este adevărat sau fals că Ryan Giggs nu a jucat niciodată la campionatul mondial? Răspunsul corect este adevărat. Inclusiv România este vinovată datorită victoriei cu 2-1 de la Cardiff în 1993. Chiar dacă amândoi ați dat răspunsul corect, Ecuador are dreptul să bată un penalti la final pentru că a fost primul care a ridicat fanionul. Cea de-a patra afirmație. Cel mai mare stadion de la campionatul mondial din 1994 a fost Rose Bowl din Pasadena, California. Răspunsul corect este adevărat. Cea mai mare capacitate, 94.194 de locuri. Amândoi ați răspuns corect. Ecuador a fost ceva mai rapid, are de executat încă un penalti. Și mergem la ultima afirmație pentru domn. Olympia Stadion din Berlin a găzduit finala la două campionate mondiale diferite. Este adevărat sau fals? Răspunsul corect este fals. Estadio Azteca din Mexic este stadionul pe care s-au jucat finalele din 1970 și 1986. Ecuador a dat răspunsul corect. Te rog să pui o minge pe stativ. Iar pe dumneavoastră, domnilor, vă rog să predați echipamentul și le așteptăm pe doamne aici, în scenă, în lumina reflectoarelor, să vedem cât de bine s-au documentat. Să începem cu prima afirmație. Hai să vedem.
Gică Popescu a venit la campionatul mondial din 1994 din postura de jucător al Barcelonei. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă pentru că juca la PSV Eindhoven. Care doamna a ridicat prima fanionul? Ecuador are dreptul să execute un penalti. Perfect, trecem încă un penalti în contul Ecuadorului și mergem mai departe. Mondialul din 2018 a fost cel cu cele mai multe autogoluri din istoria competiției. Afirmația este corectă, 12 autogoluri sau 23% din totalul din istorie s-au marcat în anul 2018. Amândouă concurentele au răspuns corect, Olanda are dreptul să bată un penalti la final. Afirmația cu numărul 3, Diego Armando Maradona este cel mai bun marcator al Argentinei la Cupa Mondială. Adevărat sau fals? Stai că zboară pe aici fanioanele, nu se mai știe, bine că-s doar două. Afirmația este falsă pentru că cel mai bun marcator al Argentinei este Batistuta cu 10 goluri. Maradona are doar 8 goluri. Te rog, Olanda, să pui o minge pe stativ. Domnul era nerăbdător acolo în coș să găsească mingea potrivită. Face pui mai încolo. Următoarea ta. Afirmația cu numărul 4. Salvatore Schillaci a fost golgeterul ediției 1990 cu 6 goluri. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. Cine îl poate uita pe Toto, eroul nopților magice din 1990? Ecuador are dreptul să mai execute un penalti. Hai să vedem și ultima afirmație. Gabi Balint, Ilie Dumitrescu și Gică Hagi sunt născuți în aceeași lună, în ianuarie. Este adevărat sau fals? Și ce zodie sunt, doamnelor, că văd că știți, pentru că afirmația într-adevăr este falsă. Gabi Balint este născut pe 3 ianuarie, Ilie Dumitrescu pe 6 ianuarie, iar Gheorghe Hagi este născut pe 5 februarie. Eu vă zic la mulți ani de acum să fiți sănătoși, că până ianuarie sigur uităm. Doamnele sunt foarte rapide. Cine a ridicat prima steagul? Se vorba de Ecuador, care mai are de executat un penalti. Felicitări și acum hai să trecem la proba practică! Să începem! Un șut clasat în primul penalti și Ecuador înscrie. Te rog să pui o minge pe stativ. Aproape să apere Olanda, dar mingea ajunge în plata porții. Încă o minge, te rog, pe stativ Ecuador. Și acum schimbăm rolurile pentru că și Olanda are un penalti de executat. Hai să vedem ce face Olanda! Oh! Wow! Maghiată! Aproape să rupă plata porții. Te rog, Olanda, pune o minge pe stativ. Și acum hai să le încurajăm pe doamne! Ultimele indicații, domnii pun acolo niște detalii tehnice. Ecuadorul are 3 penaltiuri, iar Olanda 1. Hai să vedem, Olanda în poartă, Ecuadorul execută. Hai, Tania. Bravo. Pleacă în colțul opus portarul olandez. Te rog, Ecuador, ai pus o minge pe stativ. Hai să mergem mai departe. Hai, Tania. Ghicește colțul de această dată, dar totul mingea intră în plasă. Te rog, Ecuador, să mai pui o minge pe stativ. Hai să vedem ultimul penalti pentru Ecuador. Hai! Ghicește colțul și de această dată, Olanda, dar mingea intră în plasă. Încă o minge pe stativ, Ecuador. Hai să vedem cu energie pe final. Hai. Doamnele sunt pregătite. Facem și valuri acolo. Rupe plasa. Ole! Bravo! Înscrie Olanda! Te rog să pui o minge pe stativ. Și iată că am ajuns la finalul partidei. Bineînțeles, domnul Popescu mă va ajuta cu scorul. Scor final 5-0 pentru Ecuador. Felicitări! Asta e tot pentru ediția din această seară. Ne vedem de luni până vineri, ora 23 la TVR1 Mondial în Familie. Da, al doilea meci pe care l-am avut cu Ecuadorul
A continuat în aceeași notă cu a doua repriză din primul meci, cel cu Qatar. Adică de data aceasta, să zicem că a mers prost de cap-coadă. În a doua repriză, cum spun antrenorii noștri autohtoni, am intrat mai motivați pe teren și ne-am dovedit clasa și adversarul s-a lăsat un pic pe tânjală și s-a observat chestia asta, luând un avantaj considerabil în a doua repriză, meciul terminându-se până la urmă favoarea noastră, am câștigat 5-0. Ziceți, domn Popescu, dumneavoastră ce ați mâncat la micul dejun? Fotbal pe pâine, că fotbal prezentăm pe pâine, o emisiune despre fotbal. Acest program este sponsorizat de Superbet.